Domnule director Cristea, bine ați revenit alături de noi la mesagerul de Telorman în înregistrare audio. Care este situația la momentul de față în județul Telorman cu numărul de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus? Bine v-am găsit, domnule Amuza. La biroul județului Telorman situația este de asemănătoare cererii de stare. A fost într-adevăr un trend ascendent, dar la momentul ăsta, în weekend, la rezervă un singur laboratorul care este testat de urgență Alexandria. Da, ieri INSP-ul a raportat cazul noi în județul Telorman 30. Astăzi încă nu au venit comunicatul de la Ministerul Sănătății, dar din data de care le avem de la INSP, se pare că sunt mai puține cazuri. Situația faptului în spitalul, tot mă gurea a devenit spitalul Suport COVID, este una chiar liniștitoare, adică avem acum la momentul ăsta 101 paturi libere, 67 la spitalul, iar 127 la spitalul Târgu Mogurele și 30 la spitalul municipal Caritatea Roșiorii de Fes. Domnule director, în terapie intensivă la Turnul Măgurele, câți pacienți sunt, dacă aveți cunoștință la momentul acesta, și de câte paturi în terapie intensivă dispune spitalul din Turnul Măgurele? Secția de terapie intensivă a spitalului Turnul Măgurele dispune de 10 paturi. Avem promisiuni ca în cursul zilei de miercuri un reprezentant pacient din Ministerul Sănătății să ajungă la noi în județ să ne lucreze cu... avem promisiunea că toate paturile vor fi de cu ventilatoare, acum de 10 paturi nu știm are ventilator. Problema este că o chiar de zilele astea o menagerie, sunt medicii ateiști, care trei medici ateiști sunt la turnul Măgurele, unul este pensionat, celălalt este pozitiv cu COVID-19, avem un singur medic la momentul ăsta, dar avem promisiuni de partea unui secretar de stat și unui ministru că o să ne se repasizeze medici ATI pentru spitalul Turnul Măgurele și ventilatoare care avem nevoie. Promisiunile sunt ferme și așteptăm acest sprijin. Domnule director, o ultimă întrebare. Care este trendul după aprecierile dumneavoastră și după grafica situației la nivelul județului Teleorman? Să înțelegem că ușor, ușor scade și presiunea asupra sistemului medical din Teleorman. Presiunea asupra sistemului medical, într-adevăr, să știți că a scăzut semnificativ la momentul în care spitalul Târgu Mogurele a fost... Fără doar și poate, fără doar și poate. Așa este. Da. Și avem acolo sprijin un manager de la nu de nota 10, de nota 10 plus, așa că evidenția a fost și dumnealui și autoritățile locale, județene ne-au Domnule director, cu aceasta chiar este ultima întrebare. Evenimentele nedorite mai avem raportate la nivelul județului Telorman, decese în urma acestei nenorocite de pandemie? Să știți că de câteva zile n-am mai avut decese. Un singur pacient care a plecat de la noi într-o stare destul de gravă și la spitalul Târgu Mogurele a decedat undeva în jurul localității sau în afară localității, la intrarea în prezența cu Arabia, dar un bolnav cu comorbidități, dar alte probleme. Am gestionat asta, am avut sprijin, am mai transferat pacienți, într-adevăr, în stare avansată, stare gravă, dar eu spun că în momentul ăsta ne descurcăm bine. Am înțeles. Pacientul respectiv era din Telorman, să înțeleg. Am înțeles. Un mesaj pentru ascultătorii noștri, domnule director, sunteți vocea cea mai autorizată. Același mesaj pe care l-am dat întotdeauna, trebuie să fim
conștienți că această pandemie nu este o glumă, da? Trebuie să respectăm măsurile impuse de guvern și să fim responsabili. Fiind responsabili cu noi, avem grijă de bunicii noștri, de părinții noștri, de cei apropiați nouă. Deci să înțelegem că trendul va fi unul liniștitor, nu vom avea un număr ascendent de îmbolnăviri în continuare și să intrăm într-o zonă roșie care să complice situația aici la Telorman. Știți că, așa cum am spus de fiecare dată, o spun cu mare drag, noi suntem un județ cu oameni cumiți, domnule Amuza, și de fiecare dată am mulțumit cetățenilor județului că au înțeles și au respectat regulile. Și le mulțumesc și pe această cale și noi trebuie să fie responsabili și să ducem cu bine această perioadă critică. Da, am înțeles. Domnule director, eu vă mulțumesc tare mult și... Și eu vă mulțumesc și oricând cu mare drag. Și eu vă aștept în continuare cu mare drag alături de noi, mai cu seamă că începe și sezonul de gripă. Doamne, doamne, asta ne mai trebuie acum. E sezonul programat al gripei și coronavirusul. Apar luni complicate acum de iarnă. Și în caz de fie discuția, pe știți, la nivelul de trăită normal, am avut până la momentul acesta în jur de 12.000 de doze de vaccin. Da. Antigripari, medici de familie au primit vaccin pentru copii, pentru persoanele vulnerabile, pentru bătrâni. În continuare, primim vaccin antigripal. Și rog, cu această care medici de familie să adreseze Direcția de Publică, cei care nu și-au luat doze de vaccin, zilele acestea, chiar mâine, va veni următoarea tranșă de vaccin, deci la problema vaccinului și societatea de populație să se vaccineze, adică publicizează populația în grupa de risc. Am înțeles. Deci până la jumătatea lunii, cam toți pacienții care sunt cu probleme delicate ar cam trebui să se vaccineze prin medicii de familie. Înțeleg. Nu până la sfârșitul lunii, până la sfârșitul lunii cu siguranță, pentru că ultimele tranșe vor veni la jumătatea lunii decembrie. Din ce în ce mai mici tranșe. Acum mai am primit 11.000, nu-s mai fi poate alte 11.000, dar acoperim cu siguranță tot necesarul de vaccin Vă mulțumesc încă o dată, multă sănătate vă doresc și spor în activitate, că aveți de muncă cât cuprinde, cum se spune. Și vă asigur de sprijinul nostru la toate cadrele medicale care sunt de Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune, domnule director. Sănătate, domnule. Sănătate.